Frauda și corupția slăbesc de asemenea credibilitatea Uniunii în ochii contribuabililor. Iată de ce este de importanță vitală să asigurăm protecția solidă a intereselor financiare ale Uniunii. Putem identifica trei motive pentru care anchetarea fraudelor de natură financiară, infracțiunilor de natură financiară nu au fost la fel de, fi, de eficiente pe cât s-ar fi putut. Pentru că, în primul rând, până acum, anchetarea urmăra o abordare naționale, națională. În primul rând, politica în domeniul penal. A fost fragmentată. În ciuda realizărilor, o abordare la nivel național nu a fost suficientă pentru a răspunde noi probleme la nivelul Uniunii. Iată de ce este un pas semnificativ înainte faptul că EPO poate formula și poate să-și pună în aplicare propria politică în materie penală. E vorba, practic, de o abordare europeană dintr-o perspectivă europeană. Lucru care poate bineînțeles, fi realizat doar de un organism pe deplin independent. În al doilea rând, sistemele judiciare naționale nu au dorit întotdeauna să ancheteze și să urmărească consecințele la nivel transfrontalier ale unui caz, limitându-se doar la cele aspecte naționale. Iată de ce este necesar un birou unic, supranațional. Relația cu Olaf este deosebit de importantă pentru că Olaf și Epo joacă roluri complementare, acoperind două fețe ale aceleași monede. Cu toate acestea, asta nu reduce rolul important pe care Eurojust și Europol îl vor juca în cadrul mandatelor pentru a sprijini Epo. Presiunea politică. Slavă Domnului, am parte de ea. Dar nu ca în alte părți. Și sunt extrem de recunoscător pentru asta, pentru că mi-a ușurat munca. Esența muncii parchetului trebuie să fie dictată de independență și de eficiență. Trebuie să respectăm cu strictețe principiul legalității, indiferent de ce persoană este vorba. Pentru a garanta așa ceva, Trebuie, după cum spuneam, să conducem prin puterea exemplului. Independența în sine nu înseamnă că nu există influențe politice. Parchetul nu acționează într-un vacuum. Fiecare parchet poate avea o semnătate politică cu efecte politice în funcție de ce se întâmplă. Dar activitatea parchetului în sine. Trebuie să rezulte din faptul că ești conștient de această realitate. Ești conștient de realitate, însă, nu pentru a-i te adapta, ci pentru a-i ține uh, piept. Și tocmai de aceea le mulțumesc tuturor colegilor din Uniunea Europeană care fac față cu brio acestor presiuni sau, din potrivă, care își fac activitatea așa cum trebuie de-abia când se confruntă cu aceste presiuni și se implică ferm pentru statul de drept, arătând în termeni concreți, ce înseamnă independența? Am avut cazuri în care au fost implicați aleși politici, dar nu. Nu am suferit din cauza presiunii publice, nu ca în alte părți. Cu privire la situația din alte state, e o situație care afectează în special pe contracandidata mea. Este o onoare că aparțin acestui cerc de candidați și că sunt pe aceeași listă cu doamna Căve și am toată admirația pentru curajul domniei sale, pentru implicarea ei.